Bună ziua din nou și am zis că va arăt și al doilea finisor și aduc al doilea lățișor. Acesta. Și acest finisor este o famietă. Aproximativ de putere egale. Colonilia s-au dezvoltat destul de bine. În partea din față am matca izolată. Iar în spate am pus eu niște rame și o ramă porboci pregătită. Scot acea ramă și aducem lățișorul. Grația Hahnemann se află în zona aceasta. Mă folosesc de ghidajele acestui stup model ursul. Scot rama porboci și voi aduce lățișorul cu boci frumos. Cum am precizat acest lucru, sunt mulți apicultori care folosesc. Să facă măci de calitate. Eu am ales din stupină două măci. Am una neagră, neagră-neagră, ca și albina aceasta. Dar, din păcate, mai e câte una cu roșu. Asta va afecta măcile care vor ieși. Mă duc să aduc un lățișor următor. Am adus, scot lățișorul foarte ușor de pe rama porboci. În care aduc, iată, aduc o albină cu tot. Iau o parte bună de 2 că din starter, dar chestia e că azi voi da o singură gheață la starter și după aceea aduc o botcă din altă zonă. Vreau să stea botcii din partea superioară a ramei. Așa trebuie ea să stea, ca să nu o zgudui foarte tare, o să îi dau drumul cu acest plește. E foarte simplu. Dacă aș fi periat 2 cili de pe lățișor, ar fi rămas un pic larvii chiar neîncălzite și e destul de răcoare. Așa a venit cu doică direct, sunt acolo pe hrană. Ceea ce nu fac eu la finisori e că nu-i hrănesc. Finisorii nu mai au rost să primească hrană. Ele se vor descurca cu ce au, un pic de păstură, un pic de miere, ca să, de acum, bocile respective vor fi crescute doar de doici și cu rezerva de
proteină care au ele în corp. Nu vor crește pe proteina care o administră. Doar starterul vine hrănit. Bun, cam atâta pe ziua de azi. Azi facem o altă transvanzare. Până atunci pregătim lăzi, dezinfectăm pentru roiuri până sunt gata aceste botci. Cam o săptămână vor sta aici. Așa. Azi a treia zi, e a patra zi, se zic, a larvei, mai are 12 zile până ecluzează matca, aproape două săptămâni. Eu o să țin cam o săptămână. Azi e sâmbătă, sâmbătă viitoare sunt gata căpăcite botcile respective. Până data viitoare, numai bine, sper că v-a făcut plăcere să stați lângă mine aici, să vedeți cum procedez eu. Până la următorul film, numai bine!